Viață, viață, spic de veșnicie, încolțit în calea omului. Zbor precum un puf de păpădie și încotro la nimeni nu mai spui. Viață, viață, mai îngăduiește, lasă tinerețea să mai sta. Câte vreme inima iubește, ești și tu frumoasă, viața mea. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. O stimată doamna Svetlana, da? Da, da. Bine v-am găsit, doamna Svetlana. Noi suntem de la compania Flori cu Surprize și am zis să vă bucurăm această zi minunată cu aniversarea 50 de ani. Ați mai întinerit cu un an. O, da, da. Așa? Este o vârstă fragedă, să spunem așa, și frumoasă. Și în primul rând, pentru dumneavoastră, avem acest buchet imens de frumos cu trandafir, 51 la număr. Da. Noi poți ținut cu unul mai mult. Țin. Asta. Să ajungem și la anul, da? Exact, sigur că. Mulțumim, o șampanie, da? Ca să serviți în cinstea sănătății dumneavoastră cu oase în această seară. Și o tortă dulce și gustoasă ca să înducească sufletul dumneavoastră și pe cei care să fie în această seară minunată. Dar mai întâi de toate, până a citit pe această plăcuță ce este scris, vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine această surpriză. Nici idee n-am. Prespun ceva. Așa, să vedem, o zghicezi în primă. Am o soră, am o frate, salătărea. Vă dau un indiciu, este în depărtare. E clar că în depărtare, dar... Am o fin de parte, poate ceva de partea lor, mă gândesc la cuiva aici. Vreau să spun că este din partea finului Alexandru, exact, cu inscripția la mulți ani, nașe, 50 de ani, așa, soțul să ne ajute, vă rog frumos. Și vreau să vă citesc și câteva cuvinte din partea lui. Scumpă nașă, îți doresc să ai o dispoziție minunată și o mulțime de surprize plăcute astăzi de ziua ta de naștere. Rămâi mereu o femeie la fel de energică, veselă și înfloritoare. Fie ca visele și dorințele tale să se împlinească, dragostea să-ți dea aripi și fericire nemărginite. La mulți ani, scumpă nașă! Mulțumim! Să-i transmiteți un mic mesaj, un semn de mulțumire. Ei, clar, putem, acum avem o leac de emoții, noi ne cunoaștem, ne știm, des ne sunăm. Comunicăm, nu avem niciodată... Cum? Gai, spune. Da, acum, într-adevăr, am emoții, dar și vreau să spun și eu, bună seara. Îți mulțumesc mult de stima ma tale, de cadou ma tale, de tot ce ai făcut am seara. Bine așteptat și atât de plăcut. Și dorim să fii cu noi la masă, dar cred că e de parte și... Da, da. Trebuie mă rog, să cu... Și încă o dată mulțumim, sănătate, succes și spor în lucru și matale acolo și numai bine. Vă așteptăm acasă. Așteptăm cu nerăbdare. Cred că nu mai rămas mult timp. Aici, în primăvară, ne vedem. Și mulțumim și din partea mea, Sinu, că într-adevăr am așteptat eu ceva. Da. Ca să vină, noi pe neașteptate l-am așteptat, da. Să vină, da. Îți dorim mult sănătate și neatale și spor în lucru și... Mă rog, emoții sunt, da? Sunt oricum, a să... fost lumea așezată la masă, era 50 de grame și emoții nu erau. Da. Da. Și nu, hai poftim cu la unul balan. El tot timpul vrea unul balan. Noi îți trimitem prin, mă rog, prin gând, prin vis, prin... Și fie alături cu noi. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața.
când mă trezesc, stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc,